Festivalurile au și ele politica lor. Ele, fiecare festival, mai ales dintre cele mari, promovează. Fac, până la urmă, niște direcții în cinema. Deci, e foarte bine, e flatant, dar în momentul de față să știți că s-a ajuns la un fel de saturație și criză. Pentru că se repetă niște formule de succes. Și, din păcate, există și succesul este ceva perfid. Se repetă formula, adică se gândește și se propune în funcție de ceea ce își doresc și promovează festivalul. De asta spun că e perfid de toată povestea. Riști să faci filme pentru festival și la un moment dat, cum să spun, modele festivalului lor trec. Problema e dacă filmele rămân. Și dacă le și vede cineva. Pentru că sunt filme de succes în festivalul, unele dintre ele sunt filme foarte bune și au făcut epocă. Deci Moartea Domnului Lăzărescu, de exemplu, este deja un film clasic, pot să-i spun, al tinerei generații. Tocmai pentru că a avut problematica pe care a avut, nu numai socială, ci și umană, a fost puternică și de înalt nivel. Și a fost accesibil. Pe când alte filme și-au propus probleme de stilistică, de limbaj. Cinemaul e și o chestie în care mai trebuie să intre și eu, spectatorul în rând. Trebuie să aibă și el, pentru că aparține acelei culturi și acelei probleme. Aici este o problemă. Deci, toată stima este indiscutabil un mare pas înainte pe care l-a făcut noua generație, tânăra generație de cineaști români, pentru cinemaul românesc, care era destul de necunoscut, trebuie să recunoaște, adică, nu știu, adică, eu cel puțin așa, asta e părerea, nu era luat în seamă. Acum este luat în seamă, festivalurile cer film românesc, ori premiază, aduc spectatori la festivaluri. Aici sunt paradoxurile, deci în cadrul festivalurilor, unde există un anumit public, e public de elită, public de specialitate. Pe când în sala de cinema este, se duce un care vrea să vadă o poveste, să vadă actori, să se relaxeze. Deci conceptul că un film trebuie să fie dezagreabil pentru spectator este o prostie. Adică cum adică? Ce e? E un nonsens. Aici sunt paradoxuri. Dar, în fine, eu sunt, cum să vă spun, într-o relație destul de normală cu oamenii din tânăra generație. Admir acolo unde este de admirat și îmi spun punctul de vedere acolo unde cred că e un drum greșit. După părerea mea, sigur, asta e și problema. Diferențe de gust, de generații. Eu sunt un om care sunt format într-o concepție clasică și judec lucrurile ca atare. Doamna Meștea, ați vorbit despre noroc. Ați spus că, la un moment dat, trebuie să ai și noroc. Acum, tema norocului mie îmi pare a fi o temă mai degrabă specifică unui tip de conștiință artistică, să spun, un pic, să spun, nemulțumită de o poziție marginală. Spunem că aia mari au noroc. Și noi suntem foarte buni, dar nu avem noroc. Eu n-am zis asta.
Nu, știu că mi-a zis asta, dar... Din punctul de vedere al unui viitor, nu din punctul de vedere al unui viitor. Deci am zis de mine că... Am zis că, da, am avut și noroc. Deci nu am vorbit din punctul de vedere al cuiva care îl pierd. Chiar cu modestie am zis, da, am ajuns să public, cred că și la Gatimor, dar... Și noroc. Pentru că, foarte ciudat, eu aplicasem la 13 edituri. Cum a luat cea mai bună și... Adică nu intră... Vreau să spun că pașii reușitei și nereușitei, dar nu. Este un drum, este mult mai complicat. Și chiar vedem soarta artiștilor în mod mai complicat. Mă rog, eu am introdus ceva care cred că ar trebui să punem deoparte. Avem... în România această prejudecată legată de cultură, cum că mari creatori, marile personalități culturale românești trebuie să plece din România ca să realizeze, să facă succes și abia apoi să fie acceptate aici acasă. Și spunem lucrul ăsta adesea cu năduf. Mi se pare că e adevărat? Eu chiar nu cred asta. Și m-am mirat că un autor de succes, probabil cel mai mare succes literar pe care l-are acum scriitorul bun, Mircea Cărtărescu, chiar la el am găsit această idee când era enervat câteodată de atmosfera din țară, pe drept sau puțin exagerat. Deci chiar mi s-a părut că nu are exemple pentru acest lucru. Imaginea mea este exact opusă. Eu cred că, în privința scriitorilor, nu trebuie să ne gândim că Ionescu, care de altfel e scriitor francez, Cioran, care ce a scris mai bine, a scris în franceză, și Iliade, care n-a fost bine omologat ca scriitor în Occident. Marile noastre exemple de reușită sunt foarte discutabile și sunt în urmă. Eu pot să fac o listă destul de mare de scriitori care au plecat în Occident, uneori având și, cum să spun, un marketing ajutător politic ca disidenți și care nu au trecut un prag de mediocritate. Din potrivă, eu cred că e foarte greu să schimbi țara, limba, cultura și așa mai departe. Vreau însă să mă aleg un pic de ce a spus Stere, absolut ca spectator de film. Este într-adevăr șocant ce se întâmplă în lumea filmului și iarăși un alt spectator. Pentru că filmele premiate în Occident au multe, cu unele excepții, nouă spectatori. Au niște săli destul de goale și aici începe o întreagă discuție despre film, săli, un public care a plecat și cum să-l aduci înapoi și pe de altă parte, iată filmele foarte, foarte apreciate în Cristere Culea, foarte iubite în țară. Există, e ca și cum ar fi două. Și aici începe o problemă care se pune și la literatură. Și doar pe emoți. Scriem pentru Occident sau scriem pentru țară? Este aceasta o dilemă sau nu? Ne racordăm obsesiile la obsesiile momentului care circulă în Occident sau coincid obsesiile spațiului românesc cu cele mai mari ale spațiului european. Deci astea sunt dileme care își pot pune artiștii în măsura în care și cred că și le pot conștient sau în